Narațiunea Evangheliei după Ioan ne spune că în ziua în care Domnul Iisus Hristos a înviat și li s-a descoperit ucenicilor, Toma, unul dintre cei 12 apostoli, nu era împreună cu ceilalți. Aș vrea să vă imaginați pentru câteva momente bucuria cu care îl întâmpină ucenicii pe Toma și îi spun: a înviat Domnul cu adevărat și noi l-am văzut. Scriptura ne spune că în seara în care Domnul Iisus li s-a descoperit ucenicilor, deși aceștia erau într-o cameră încuiată cu ușa și cu ferestrele zăvorâte, i-a văzut înspăimântați, i-a văzut plin de teamă. Pe de o parte pentru că autoritățile romane îi căutau și pe ei să îi ucidă, așa cum l-au ucis pe liderul lor, dar pe de altă parte cred că erau mai înspăimântați din pricină că nu înțelegeau descoperirea aceasta a Mântuitorului înviat, pe care de altfel ei îl credeau mort și așezat în mormântul păzit de soldații romani. De aceea când Mântuitorul li s-a arătat, le-a spus: pace vouă. Cred că era lucrul de care ucenicii aveau cea mai mare nevoie în momentul acela, de pacea lui Dumnezeu. De asemenea, pentru că aceștia erau tot nedumeriți, Hristos le-a cerut ceva de mâncare, iar ei i-au adus pește și un fagure cu miere, Mântuitorul a șezut în mijlocul lor și a mâncat. Iar înainte să se despartă de ei, a suflat spre ei și le-a spus: luați Duh Sfânt. Era ceea ce teologii aveau să numească mai târziu o pregustare a Duhului Sfânt, ce avea să fie revărsat în mod plenar la Rusalii. Și totuși, în ciuda acestor dovezi, Toma încă nu vrea să creadă și spune: dacă nu voi vedea semnele piroanelor în mâinile sale și dacă nu îmi voi pune eu degetul meu acolo în rănile acelea, cu niciun chip nu voi crede. Așa se face că după o săptămână, Domnul Iisus li se descoperă din nou ucenicilor și de data aceasta este și Toma împreună cu ei. Și este interesant că se reproduce din nou aceeași scenă a învierii. Ușile sunt din nou încuiate, Domnul Iisus apare din nou pe neașteptate în camera cu ușile și cu ferestrele ferecate și din nou le spune: pace vouă. Practic, Hristos vrea să îi ofere și lui Toma aceleași binecuvântări pe care li le-a oferit ucenicilor cu o săptămână în urmă. Iar apoi, potrivit dorinței exprimate de Toma, îl invită pe acesta să își pună degetul acolo în rănile lăsate de piroane și de sulița romanului în coastă. Și l-a îndemnat spunându-i: Toma, fii credincios, nu necredincios. Astăzi este Duminica Tomii, o zi în care ne aducem aminte că într-un fel sau altul, într-o măsură mai mare sau mai mică, ne asemănăm și noi cu Toma. Cu toții avem ceva din scepticismul, din îndoiala sau, dacă vreți, din necredința lui Toma în noi. Vrem dovezi, vrem minuni, vrem semne care să valideze că avem o credință autentică. Vrem să vedem, vrem să atingem, vrem să pipăim și să avem certitudini. Sau așa cum spunea Tudor Arghezi: vreau să te pipăi și să urlu, este. Cred că mulți dintre dumneavoastră cunoașteți zbaterile acestui om în viața lui de credință. Nu degeaba a fost numit Toma al liricii românești. Însă pentru cei care nu cunoașteți aceste detalii, dați-mi voie să împărtășesc câteva cu dumneavoastră. A început să muncească de mic, de la vârsta de 11 ani, pentru că familia lui era extrem de săracă. La vârsta de 16 ani, a hotărât să meargă împreună cu un bun prieten să facă o vizită la mănăstirile din Moldova. Și văzând traiul tihnit al călugărilor de acolo, și-au jurat amândoi că într-o bună zi vor intra și ei în călugărie. Așa se face că în anul 1899, Ion Nae Teodorescu, pentru că acesta este numele lui real, Tudor Arghezi fiind un pseudonim pe care și l-a asumat, a intrat în viața de călugărie la mănăstirea Cernica. A ajuns foarte repede ieromonah și apoi diacon, însă după 5 ani de ședere acolo, în urma unei crize spirituale profunde, Tudor Arghezi a ieșit din viața de călugărie, a început să călătorească prin Europa și să muncească mai mult la cariera lui de poet. Tot restul vieții a oscilat între credință și necredință, între un creștinism fierbinte și un ateism feroce în anumite momente din viața lui.
Avea momente când era sigur de credința lui în Dumnezeu, dar avea și momente în care lipsa de dovezi îl ducea în pragul disperării. Lupta aceasta se vede cel mai bine în colecția sa de poezii intitulate sugestiv Psalmi. Exemplu, în Psalmul 5, Tudor Arghezi scrie: nu-ți cer un lucru prea cu neputință, în recea mea încruntată suferință. Dacă începui de aproape să-ți dau ghes, vreau să vorbești cu robul tău mai des. Căci de când s-a întocmit Sfânta Scriptură, tu n-ai mai pus piciorul în bătătură. În Psalmul 61 scrie: în rostul meu tu m-ai lăsat uitării, să mă muncesc din rădăcini și sânger. Trimite-mi, Doamne, semnul depărtării, din când în când câte un pui de înger, să bată alb din aripă la lună, să-mi dea din nou povața ta cea bună. Apogeul pendulării lui Arghezi între credință și necredință, între certitudine și tăgadă, se vede însă cel mai bine în Psalmul 6. Te drămuiesc în zgomot și în tăcere și te pândesc în timp ca pe vânat, să văd, ești șoimul meu cel căutat, să te ucid sau să în genunchi a cere. Pentru credință sau pentru tăgadă te caut dârz și fără de folos. Ești visul meu din toate cel frumos și nu îndrăznesc să te cobor din cer grămadă. Ca în oglindirea unui drum de apă, parcând a fi, parcând că nu mai ești, te întrezări în stele printre pești, ca taurul sălbatec când se adapă. Singuri acum în marea ta poveste, rămân cu tine doar să mă mai măsor. Fără să vreau să ies biruitor, vreau să te pipăi și să urlu, este. Cu toții avem ceva din necredința, din scepticismul, din îndoiala lui Arghezi și a lui Toma în noi. La fel ca ei și noi vrem dovezi, vrem certitudini. Toma a vrut să atingă, așa că atunci când Domnul îi se descoperă, îl invită să își pună degetul acolo, în rănile acelea lăsate de piroane și de suliță. De-a lungul anilor am predicat de mai multe ori din pasajul acesta din Scriptură, Ioan capitolul 21, de la versetul 24 la versetul 28. Și în esență, concluzia, ideea principală este aceeași, că Domnul nu ne mustră pentru faptul că vrem dovezi, că vrem certitudini, dar de fiecare dată când cerem cu cerbicie lucrul acesta, trebuie să știm că îl doare. De fiecare dată când vrem dovezi ale existenței persoanei sale, ale autenticității învierii sale, ale autenticității mântuirii pe care ne-a oferit-o, este ca și cum ne-am pune degetul, ne-am vârât degetul acolo în rănile lăsate de piroane, în mâinile și de suliță în coasta sa. Domnul îi spune lui Toma în ziua aceea: Toma, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cine n-a văzut și a crezut. Avem o cântare mai veche în care se spune: mă încred în el orice s-ar întâmpla, pe drumul meu sau în viața mea, fie ce-o fi, în orice zi, cerescul Tată m-a călăuzit. Mă încred în el, el știe soarta mea, pe stâncă sus sau în adânc de văi, lovit de val, ajung la mal, cerescul Tată m-a călăuzit. Ultima strofă spune: mă încred în el chiar și când nu înțeleg, eu voia lui întotdeauna aleg, căci doar așa, în slava sa, cerescul Tată m-a călăuzit. În dimineața aceasta aș vrea să privim la textul acesta din Scriptură dintr-o perspectivă proaspătă, poate pentru unii dintre dumneavoastră un pic diferită. M-am întrebat adeseori de ce a păstrat Domnul Iisus după înviere semnele răstignirii. De ce a păstrat rănile piroanelor în mâini și în picioare? Și de ce a lăsat ca după înviere încă să se vadă rana deschisă a suliței soldatului roman în coasta lui? Știm din Scriptură că Domnul Iisus Hristos a înviat în trup, într-un trup de carne și oase.
Deși era un trup glorios, nesupus limitărilor pe care le cunoaște trupul acesta fizic, pentru că, așa cum spuneam mai devreme, a apărut dintr-o dată în camera încuiată unde erau ucenicii și la fel a dispărut. Era un trup glorios, asemenea trupului nostru când și noi vom învia. Cu toate acestea, trupul înviat al Domnului Iisus Hristos era un trup de carne și oase. De unde știm lucrul acesta? În Evanghelia după Luca, la capitolul 24, versetul 39, când îi vede pe ucenici că încă se tem și nu cred că El este, Mântuitorul le zice: priviți mâinile și picioarele mele și vedeți că Eu sunt. Un duh nu are nici carne, nici oase, cum vedeți că am Eu. Ceea ce înseamnă că trupul Domnului Iisus Hristos era un trup din carne și oase. Și întrebarea mea este: de ce a ales Mântuitorul să învie într-un astfel de trup, cu cicatrici, cu răni ce încă se vedeau? Vedeți, noi toți ne dorim trupuri perfecte. Dacă am avea de ales, nu am alege niciunul dintre noi să purtăm cicatrici pe trupul nostru. Visăm la trupuri perfecte, la siluete de invidiat, la dinți drepți și albi, ca un șirac de perle. Visăm să avem mereu pielea întinsă și fără riduri, însă Hristos avea posibilitatea să învie într-un trup desăvârșit, fără semne, fără cicatrici, fără urme de răni. Și cu toate acestea, Fiul lui Dumnezeu a ales să păstreze în trupul Său înviat, cu care apoi s-a înălțat la Tatăl în cer, a ales să păstreze stigmatele răstignirii, semnele suferințelor primite pe pământ. De ce? Aș vrea să-mi îngăduiți câteva răspunsuri. Pe unele dintre acestea poate le-ați mai auzit, pe altele poate le veți auzi pentru prima dată. Mai întâi, cred că Domnul Iisus a ales să păstreze semnele răstignirii pentru a demonstra că El este Cel ce a murit. Pentru că ucenicii încă se îndoiau de lucrul acesta. Și voia să le demonstreze că El este Cel ce a murit și a înviat, că El este Cel ce a umblat 3 ani și jumătate cu ei, că El este Cel care a făcut atât de multe minuni în văzul lor. El este Mântuitorul, Rabinul din Nazaret. Gnosticii greci din primele secole de după Hristos nu credeau că Domnul Iisus a murit pe cruce. Ei credeau că Domnul Iisus nu a avut un trup fizic ca al nostru din carne și oase, ci trupul Lui doar părea că este un trup real, doar semăna cu trupul nostru, dar nu era identic cu trupul nostru. Această învățătură a fost numită docetism, de la verbul docheo, a părea. Și ei spuneau că trupul lui Hristos doar părea a fi un trup fizic, dar nu era în realitate un trup fizic. De asemenea, mai târziu, musulmanii nu aveau să creadă că Mântuitorul a murit pe cruce. În Coran, Isa sau Domnul Iisus este unul dintre profeții lui Allah care a fost într-adevăr răstignit pe cruce, dar înainte să moară, în mod miraculos s-a înălțat la cer și altcineva i-a luat locul pe cruce. Când ne întoarcem însă spre Sfânta Scriptură, spre cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, găsim mărturia unui martor ocular, mărturia lui Ioan, ucenicul Domnului Iisus, cel care a scris Evanghelia care îi poartă numele și din care am citat puțin mai devreme. Și iată ce relatează Ioan. De frică să nu rămână trupurile pe cruce în timpul sabatului, căci era ziua pregătirii și ziua aceea de sabat era o zi mare, iudeii au rugat pe Pilat să zdrobească fluierele picioarelor celor răstigniți și să fie luați de pe cruce. Ostașii au venit deci și au zdrobit fluierele picioarelor celor din tâi, apoi pe ale celuilalt care fusese răstignit împreună cu el. Când au venit la Iisus și au văzut că murise, nu i-au zdrobit fluierele picioarelor, ci unul din ostași i-a străpuns coasta cu o suliță și îndată a ieșit din ea sânge și apă. Faptul acesta este adeverit de cel ce l-a văzut. Mărturia lui este adevărată și el știe că spune adevărul pentru ca și voi să-l credeți. Aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească Scriptura. Nici unul dintre oasele lui nu va fi sfărâmat. Ioan vede această scenă a răstignirii pentru că este unul dintre puținii care rămân lângă cruce. Datorită relațiilor bune pe care le-a avut cu cineva din anturajul marelui preot sau poate chiar cu marele preot,
Ioan nu s-a temut să îl urmeze pe Hristos în curtea lui Caiafa. Nu știm dacă a fost și în sala de judecată sau nu, însă știm cu certitudine că a fost lângă cruce, pentru că Domnul Iisus i-a încredințat-o în ultimele clipe de viață pe Maria, mama lui Ioan. Și Ioan ține să precizeze acest detaliu. Faptul acesta este adeverit de cel ce l-a văzut, mărturia lui este adevărată și el știe că spune adevărul pentru ca și voi să credeți. Ioan a văzut cum soldații romani l-au răstignit pe Mântuitorul. Poate a fost destul de aproape să vadă cum piroanele îi străpung carnea din mâini și din picioare. Cu siguranță a auzit strigătele lui de durere. A văzut, potrivit propriei mărturii, cum soldatul, vrând să se asigure că Domnul Iisus a murit, a înfipt sulița în coasta Fiului lui Dumnezeu. Prin urmare, când Domnul Iisus li s-a arătat ucenicilor în seara învierii, le-a arătat mâinile și picioarele sale ca ei să creadă că El este și nu doar o fantomă, doar o arătare a sa. Luca 24 amintește că ucenicii plini de frică și de spaimă credeau că văd un duh, o arătare fantomatică a Mântuitorului. Dar El le-a zis, pentru ce sunteți tulburați și de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? Uitați-vă la mâinile și picioarele mele, pipăiți-mă și vedeți că eu sunt. Un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeți că am eu. Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și picioarele sale. Domnul Iisus a păstrat stigmatele răstignirii pentru a le demonstra ucenicilor că El este aceeași persoană care a murit și apoi a înviat. Nu era altcineva, nu altcineva îi luase locul în mormânt. Nu era o altă persoană, ci chiar El cel care fusese străpuns, El cel care fusese răstignit pe dealul căpățânii, El este cel care acum li se înfățișează viu în fața ochilor. Mesajul acesta este atât de semnificativ pentru ucenici încât Ioan îl reține și zeci de ani mai târziu, în prima lui epistolă, spune: ceea ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții, la Logosul Etern, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. În al doilea rând, Hristos a păstrat semnele răstignirii ca pe un trofeu personal, ca pe un semn al biruinței sale asupra morții. Rănile din mâinile, din picioarele și din coasta Mântuitorului, semnele răstignirii reprezentau nu o cara răstignirii și morții sale, ci reprezentau mai degrabă onoarea ispășirii păcatelor noastre. Așa cum un copil păstrează primul dinte care i-a căzut, învelit în ceva și pus bine ca să nu-l piardă, în ciuda faptului că dintele acela lipsă îi știrbește într-o oarecare măsură frumusețea, sau la fel cum un bărbat care se întoarce de pe front cu cicatricile lăsate de gloanțe în trupul lui și nu se rușinează să le arate prietenilor când ajunge acasă, ci dimpotrivă, ca pe o medalie, le etalează în fața celorlalți, la fel cred că și Mântuitorul a păstrat stigmatele, semnele răstignirii, ca să ne dovedească nouă că El este și mai ales ca pe un trofeu personal, ca pe un semn al biruinței sale asupra morții. Mă gândesc la momentul când Domnul Iisus a ajuns în slava lui Dumnezeu, când s-a înălțat la Tatăl, cum va fi fost privit de îngeri și cum își vor fi șoptit aceștia unul altuia: uitați-vă, priviți-L! Este regele nostru, este Domnul Domnilor care se întoarce biruitor de la lupta împotriva lui Satan, a morții și a păcatului și este biruitor. Semnele pe care le poartă în mâini și în picioare și în coasta sa sunt semnele biruinței sale. Fratele Valentin Popovici a scris o poezie foarte frumoasă în care spune: te-ai alipit de lemnul răstignirii, Iisuse, ca într-o dulce îmbrățișare. Și ai stat legat și țintuit pe cruce ca într-un sărut prelung de încoronare. Te-ai dat, Iisuse, preț de ispășire pentru o lume moartă în păcate și ai vrut din noi, cei scoși de la pieire, să faci coroana ta de nestemate. Te-ai lăsat frânt la stâlpuri infamiei, de parcă a fost cea mai de preț onoare, și te-ai lăsat scuipat
purtându-ți crucea, ca în cel mai sfânt alai de sărbătoare. Te-ai așezat între pământ și ceruri, cu trupul mistuit ca o făclie, și ai sorbit paharul suferinței, parcă ar fi fost pahar de cununie. De atunci, lovim în tine în neștire și în loc să te iubim, te dăm afară. Iar tu te uiți la noi cu așa iubire, de parcă vezi cea mai de preț comoară. Hristos a păstrat semnele răstignirii pentru a le demonstra ucenicilor că El este Cel ce a murit și a înviat. De asemenea, a păstrat semnele răstignirii ca pe un trofeu personal, ca pe un semn vizibil al faptului că a luptat cu Satan, cu moartea și cu păcatul și a ieșit învingător. Așa cum noi cântăm la înviere, cu moartea pe moarte călcând, Hristos a înviat. În al treilea rând, Hristos a păstrat semnele răstignirii pentru a le demonstra mai întâi ucenicilor, dar și nouă, că Tatăl a acceptat jertfa Lui de ispășire pentru noi. Când l-a văzut pe Hristos, mergând la Iordan să fie botezat, Ioan Botezătorul, verișorul lui, a strigat: "Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii." Dar cred că nimeni nu a înțeles în momentul acela însemnătatea spuselor lui Ioan. Nici ucenicii nu au înțeles în timpul în care au umblat cu Mântuitorul pe pământ că El este cu adevărat Mesia care a venit să ispășească păcatele lumii. Da, se gândeau că este Fiul lui Dumnezeu, se gândeau că este un Mesia, dar mai degrabă un Mesia politic, un Mesia militar cu sabia încinsă la brâu, un Mesia care să îi alunge pe roman din Israel și să instaureze împărăția lui Dumnezeu, o împărăție care să nu se clatine nimeni, care să nu se clatine niciodată și să nu fie biruită de nicio altă împărăție. Dar nici unul dintre ei nu conștientiza faptul că Domnul Iisus Hristos era Mesia care venise să moară pentru păcatele noastre, să facă ispășire pentru fărădelegile și nelegiuirile noastre. Vă aduc aminte că Domnul Iisus le vorbise de mai multe ori ucenicilor despre faptul că El va muri și va învia. De exemplu, când coborau de pe muntele Tabor, de pe muntele Transfigurării, Domnul Iisus le spune: "Adevărat vă spun că va veni ziua când mă vor lua și mă vor da în mâinile celor de seamă și mă vor ucide. Dar a treia zi voi învia." De asemenea, în Matei, în capitolul 20, versetele 18 la 19, Mântuitorul le spune deschis, îndreptându-se înspre Ierusalim. Era ultimul drum pe care avea să-l facă la Ierusalim. "Iată că ne suim la Ierusalim și Fiul omului va fi dat în mâinile preoților celor mai de seamă și cărturarilor. Ei îl vor osândi la moarte și îl vor da în mâinile neamurilor ca să-l batjocorească, să-l bată și să-l răstignească, dar a treia zi va învia." Hristos le vorbește deschis ucenicilor despre moartea și învierea sa, dar ei nu au înțeles rolul ispășitor al morții sale decât după înviere. Petru realizează valoarea morții și învierii Domnului Iisus Hristos și împărtășește acest lucru cu destinatarii primei sale epistole, când zice: "El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcatele noastre, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile Lui ați fost vindecați." Și din nou, Hristos de asemenea a suferit odată pentru păcate, El cel neprihănit pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. De asemenea, Apostolul Pavel spune în cea de-a doua lui epistolă că Dumnezeu l-a dat pe cel neprihănit în locul nostru, l-a făcut pe el păcat ca să ne facă pe noi neprihănirea lui Dumnezeu în el. Cu alte cuvinte, jertfa Domnului Iisus Hristos a avut un caracter substitutiv, înlocuitor, a murit în locul nostru, nu pentru că El ar fi meritat moartea, ci pentru că noi meritam moartea. Hristos a păstrat semnele răstignirii pentru a ne convinge că jertfa Lui substitutivă a fost acceptată pe deplin de Tatăl. Faptul că a murit și apoi a înviat în trup, în același trup în care a păstrat aceste semne ale răstignirii, ne dovedesc faptul că Tatăl a acceptat jertfa de ispășire a Fiului Său. În Evrei, capitolul 9, versetul 24,
Scrie, căci Hristos n-a intrat într-un locaș de închinare făcut de mână omenească după chipul adevăratului locaș de închinare, ci a intrat chiar în cer ca să se înfățișeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu. În al patrulea rând, Hristos a păstrat semnele răstignirii pentru a ne arăta că El rămâne salvator, rămâne mântuitor până la sfârșitul acestei ere a Harului. Așa cum spuneam mai devreme, Domnul Iisus ar fi putut să învie într-un trup desăvârșit, de o desăvârșire absolută, fără niciun semn, fără nicio cicatrice, însă pentru El desăvârșirea a însemnat tocmai păstrarea acestor semne ale răstignirii pentru a le arăta oamenilor, pentru a arăta lumii întregi că El încă îi mântuiește pe oameni, încă îi primește pe oameni să fie mântuiți. Astăzi Domnul Iisus este în cer, stă la dreapta Tatălui, iar rănile sale sunt o aducere a minte atât pentru Tatăl cât și pentru universul întreg, pentru îngeri, pentru arhangeli și serafim, că El s-a adus jertfă de ispășire pentru păcatele întregii omeniri. Poate că astăzi te întrebi dacă această jertfă a lui Hristos te poate spăla și pe tine de păcatele tale. Vreau să-ți aduc aminte că Mântuitorul a promis că pe cel ce va veni la El nu-l va izgoni afară. Așa că cu toată încrederea poți să vii la El, să-ți mărturisești păcatul și în felul acesta să primești neprihănirea pe care Hristos a dobândit-o pentru tine prin moartea și învierea sa. În fine, în al cincilea rând, Hristos a păstrat semnele răstignirii pentru a dovedi lumii întregi la revenirea sa că El este Domnul Slavei. Cei mai mulți oameni din vremea Domnului Iisus n-au crezut în mesianitatea Lui. La fel cum nici cei mai mulți oameni din zilele noastre nu cred în dumnezeirea Lui. Mulți încă îl resping, resping învățătura Lui, resping persoana Lui, resping moartea și învierea Lui, resping autenticitatea mântuirii pe care Hristos ne oferă fiecăruia. Dar atunci când Domnul Iisus se va întoarce în gloria sa, însoțit de mii și mii de îngeri, va descoperi lumii întregi că El este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților, că El este Regele Slavei. Apocalipsa, capitolul 1, versetul 7 spune, iată că El vine pe nori și orice ochi îl va vedea și cei ce L-au străpuns. Profetul Zaharia prorocise cu mai mult de 500 de ani înainte de răstignirea și învierea Domnului Iisus, că El se va întoarce. Și iată ce spune Dumnezeu în capitolul 12 din cartea lui Zaharia. Atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare și de rugăciune și își vor întoarce privirile spre mine pe care L-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu și îl vor plânge amarnic cum plânge cineva pe întâiul său născut. Ioan, cel care fusese martor ocular la scena răstignirii, când vede că lui Hristos soldații nu îi zdrobesc fluierele picioarelor ca celorlalți doi răstigniți la dreapta și la stânga lui, ci îi străpung coasta cu sulița, zice, aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce zice Scriptura. Nici unul dintre oasele lui nu va fi sfărâmat. Și în altă parte Scriptura zice, vor vedea pe cine au străpuns. Și Ioan citează din Zaharia, din capitolul 12, vor vedea pe cine au străpuns. Unii dintre martorii răstignirii au văzut chiar atunci pe cine au străpuns. Luca spune în capitolul 23, versetul 48, și tot norodul care venise la priveliște aceea, când a văzut cele întâmplate, s-a întors bătându-se în piept. Au conștientizat că L-au răstignit, L-au străpuns pe un om nevinovat. Nu știau la momentul acesta că este Mântuitorul, că este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, dar au văzut că au ucis, au răstignit un om nevinovat. De asemenea, sutașul care coordonase răstignirea, când a văzut cu câtă iubire Hristos se roagă pentru ucigașii lui, când a văzut cu câtă demnitate își apleacă capul și spune, Tată, în mâinile tale îmi dau Duhul și apoi moare, a spus, omul acesta este deosebit. Cu adevărat, omul acesta a fost Fiul lui Dumnezeu.
Au văzut imediat pe cine au străpuns, dar cei mai mulți oameni n-au văzut atunci și mulți oameni nu văd nici astăzi pe cine au străpuns, pe cine au răstignit. Însă la revenirea sa în glorie, lumea întreagă va vedea că Domnul Iisus Hristos este Domnul slavei și că l-au străpuns, deși era nevinovat. Dragii mei, de răstignirea, de străpungerea lui Hristos ne facem vinovați și noi. Păcatele noastre l-au țintuit pe cruce. Dar a fost planul veșnic al Tatălui să-L dea în mâinile celor fără de lege, așa cum spune Apostolul Petru în ziua cinzecimii. Însă păcatele noastre au fost cele care l-au țintuit pe Hristos pe cruce. Așa cum Costache Ioanid spune în frumoasa lui poezie, nu-i singur Iuda vinovat de sângele ce se dădu. Nici mari preoți, nici Pilat, ci lumea întreagă prin păcat, și eu și tu. Fiecare gând murdar, și doar Dumnezeu știe câte gânduri murdare ne trec într-o singură zi prin minte. Fiecare cuvânt nelegiuit, și din nou, doar Dumnezeu știe câte gânduri nelegiuite, câte vorbe nelegiuite rostim. Fiecare faptă necurată și păcătoasă, și chiar numai Dumnezeu știe câte fapte păcătoase facem într-o singură zi, toate acestea l-au pus pe Domnul slavei pe cruce. L-au străpuns pe Mântuitorul nostru. Și întrebarea mea acum la final este dacă noi conștientizăm, dacă ne dăm seama pe cine am răstignit, pe cine am străpuns. Dragii mei, astăzi Hristos poate să fie Mântuitorul nostru. Ne primește. El a promis că pe cel ce vine la El nu-L va izgoni afară. Hristos ne primește să ne mântuiască. Și putem să profităm din plin de faptul că stă la răscrucea istoriei cu brațele deschise și spune, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Dacă nu primim oferta Harului lui Dumnezeu, într-o bună zi ne vom întâlni cu El, însă atunci va fi judecătorul nostru. Scriptura ne spune în Filipeni capitolul 2 că într-o bună zi orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ se vor pleca înaintea acestui măreț și glorios Mântuitor și vor recunoaște că Iisus Hristos este Domnul. Poți să-ți apleci genunchii astăzi și în smerenie să spui, Doamne, mă plec înaintea Ta și primesc mântuirea. Îmi recunosc greșeala, îmi recunosc păcatul, îmi recunosc viclenia și răutatea din inimă și primesc mântuirea Ta. Mulțumesc că ai murit la Golgota pentru mine. Vreau să fiu copilul Tău. Sau îți poți pleca genunchii în ziua aceea mare a judecății, dar plin de teamă, plin de spaimă, să spui, da, acum recunosc că Tu ești Domnul slavei, dar e prea târziu. Nu uitați, Domnul Iisus Hristos a păstrat semnele răstignirii și până când se va întoarce în gloria cerului, va avea acele stigmate ale suferințelor sale de pe pământ. Și toate aceste lucruri validează faptul că El este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat și că mântuirea pe care ne oferă este autentică. Dragul meu, îndemnul meu pentru tine în această dimineață este să primești mântuirea lui Hristos. Să primești mântuirea Lui și să te bucuri veșnic de ea. Să primești pe Domnul slavei în viața ta. Hristos în voi, nădejdea slavei, spune Apostolul Pavel în Coloseni capitolul 1, versetul 27. Să-L primești în viața ta, să ajungă să trăiască în tine. Apostolul Pavel a avut parte de această experiență glorioasă și avea să spună, trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum, o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Primește mântuirea. Dacă vrei să fii binecuvântat, veșnicia întreagă. Dumnezeu să te binecuvânteze.